Salutare lume, iată am revenit cu un nou test de consolă, acest PS3 Slim, achiziționat din piața de vechituri. După cum vedeți, e un pic sărit aici, dar am impresia că asta se pune la loc. Nu știu exact, o să văd dacă nu-i ruptă, dar e și plin de praf. Cred că dacă îl deschid, să fugă gândace din el ca șoareci din coștei. Știți ce e la coștei, nu? Bun, ăsta a fost 120 de lei cu tot cu acest controller. Are un DVD în interior. Nu știu exact ce îi. Cred că ceva film, nu știu, o să văd, ceva Green Lantern. Da. Arată destul de ok CD-ul. Dar ideea era că am zis că nu mai fac videoclip de asta de test, că mi-e tare leane să fac setup-ul. Dar am zis că totul să am pentru arhiva mea personală, care console au funcționat și care nu. Ia să-i facem proba. Vedem dacă pornește. Ok. Dacă becul s-a aprins. Nu știu cât de bine vede, să vede. Am legat controllerul. Cred că partea aia cum e sărit acolo, am mai spus și de alte dăți că bine. Nu prea are grijă lumea când le cumpără. Aici prafă și la USB-uri. Da, nu. Controllerul, bă, că nu funcționează de fel. Pornit ok. DVD video. Am ceva jocuri de PlayStation pe lângă mine. Ah, cum am spus, e ceva film. Nu știu de ce n-are sunet. Vă spun sincer, nu prea m-am uitat la filme pe PS3. Nu știu de ce nu se aude, dar trebuie să am pe aici așa un joc să testez teoretic. Cam urât face. Mere, dar mere mai greu. Efectiv, ăsta și dacă a funcționat înainte să îl cumpăr eu, acum l-o trântit pe acolo prin oser,
Mai degrabă, mai repede s-o stricat acolo sau când l-a adus decât de unde l-au cumpărat ăștia care aduc marfa. Aproape că merge. Aproape perfect funcțional. Că nici nu poți să ai așteptări să fie funcționale când le cumperi din OSR. Cam asta a fost video de test. Acum o să se instaleze jocul, dar nu o să mai las până se instalează. Nu știu ce te vrei de la mine, că nu înțeleg limba. Ah, bun. Cam asta a fost video de test. Văd că CD-urile le iau ok. Are ceva probleme aici. Și sincer, mie nici nu-mi place cum se deschide la modelul ăsta. Nu știu ce vrei să zică, dar o să schimb limba și o să verific după. Ok, mersi de vizionare și sper să ne vedem în curând și cu alte videoclipuri de test. Salut!